Filocalia sau culegere din scrierile Sfinților Părinți care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși. Volumul 6. Traducere, introducere și note de preot profesor Dumitru Stăniloae. București, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1977. Cele 225 de capete teologice și practice ale celui dintre sfinți, părintelui nostru Simeon, noul teolog, egumenul mănăstirii Sfântul Mamas de Xirocherkos, 100 capete făptuitoare și de Dumnezeu cuvântătoare, practice și teologice. 1. Dumnezeu nu este nicăieri pentru cei ce privesc trupește, căci e nevăzut, dar pentru cei ce înțeleg duhovnicește, este pretutindeni. Căci e de față, fiind în toate și în afară de toate. El este în toate și aproape de cei ce se tem de El. Dar mântuirea Lui e departe de cei păcătoși. 2. Amintirea lui Hristos luminează mintea și alungă dracii. Lumina Sfintei Treimi, strălucind în inima curată, o desparte pe aceasta de lume și pe cel părtaș de ea îl face să se umple încă de aici, pe cât e cu putință credinciosului de slavă viitoare, ca pe unul ce se află sub lucrarea Harului, deși este încă ascuns sub acoperământul trupului. 3. Dacă după trecerea celor văzute nu mai este nimic altceva decât numai Dumnezeu, care este și va fi, fără îndoială, cei ce se împărtășesc cu îmbelșugarea de harul Lui în lumea aceasta, chiar dacă sunt încă pe pământ, s-au unit în cea mai mare măsură cu veacul viitor, măcar că suspină încă împovărați de umbra și de greutatea lor. 4. Domnul nu fericește pe cei ce învață numai, ci pe cei ce s-au învrednicit mai întâi prin lucrarea poruncilor să vadă și privesc în ei înșiși lumina Duhului ce luminează și scânteiază. Căci datorită ei cunosc, prin vederea ei adevărată, prin cunoașterea și lucrarea ei, cele despre care vorbesc și învață pe alții. E de trebuință așadar ca cei ce vor să învețe pe alții să fie ridicați mai întâi ei înșiși, cum s-a spus, ca nu cumva vorbind despre cele ce nu le cunosc să piardă prin rătăcire pe cei ce se încred în ei și pe ei înșiși. 5. Cel ce nu se teme de Domnul nu crede că există Dumnezeu. Psalmul 13:1. Dar cel ce crede că există se teme de El și păzește poruncile Lui. Iar cel ce zice că se teme de Dumnezeu, dar poruncile Lui nu le păzește, mincinos este și frica de Dumnezeu nu este întrânsul. Căci unde este frica de Dumnezeu e și păzirea poruncilor. Iar nefiind aceasta întru noi și nici păzirea poruncilor, nu ne deosebim întru nimic de păgâni și de necredincioși. 6. Credința și frica de Dumnezeu și păzirea poruncilor Lui ne răsplătesc pe măsura curățirii noastre. Căci în măsura în care ne curățim, ne ridicăm de la frica de Dumnezeu la dragostea de El și înaintând ne mutăm, așa zicând, de la frică la iubirea lui Dumnezeu. Și atunci auzim cuvântul Lui. Cel ce are poruncile mele și le păzește pe ele, acela este cel ce mă iubește. Ioan 14:21. Și așa adăugăm nevoințe peste nevoințe pentru a ne arăta iubirea prin fapte. Iar întâmplându-se aceasta, El însuși ne iubește, precum a făgăduit. Iar iubindu-ne, ne iubește și Tatăl Său la fel, venind înainte Duhul, care împodobește casa noastră ca prin întâlnirea ipostasurilor în noi
să ne facem locaș al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 7. Sălășluirea într-o curăție cunoscută și simțită a dumnezeirii celei trei ipostasuri în cei desăvârșiți nu e împlinirea dorinței, ci mai degrabă început și cauză a unei dorințe mai puternice. Căci din acel moment, ea nu mai lasă pe cel ce a primit-o să se potolească, ci ținându-l aprins pururea ca de un foc, îl împinge să se ridice spre flacăra unei dorințe și mai dumnezeiești. Căci neputând mintea să afle o margine și un sfârșit al celui dorit, nu poate pune nici dorințe și iubirii sale vreo margine, ci silindu-se să atingă și să dobândească capătul fără sfârșit, poartă în sine pura dorința nesfârșită și iubirea nesăturată. 8. Cel ce a ajuns la acest capăt nu socotește că a aflat începutul dorinței sau al iubirii lui Dumnezeu în sine, ci socotește că nu iubește încă pe Dumnezeu, întrucât n-a putut ajunge să cuprindă plinătatea iubirii. De aceea, socotindu-se pe sine cel din urmă dintre toți cei ce se tem de Dumnezeu, se socotește din tot sufletul nevrednic chiar și de mântuirea împreună cu ceilalți credincioși. 9. Toate sunt cu putință celui ce crede. Marcu 9:23. Căci credința se socotește în loc de dreptate. Romanii 4:9. Că sfârșitul legii este Hristos, Romanii 10:4, iar credința în El îndreptează și desăvârșește pe cel ce crede. Căci credința în Hristos, socotindu-se în locul faptelor legii și fiind întărită și arătându-se prin poruncile Evangheliei, face pe cei credincioși părtași de viața cea veșnică în Hristos însuși. 10. Credința este puterea care ne face să murim pentru Hristos de dragul poruncii Lui și să credem că moartea aceasta este pricina vieții. Ea ne face să socotim sărăcia ca bogăție, neînsemnătatea și umilirea ca slavă și cinste adevărată. Iar când nu avem nimic, să credem că stăpânim toate. 2 Corinteni 6:10, mai bine zis că am dobândit bogăția cunoștinței lui Hristos, cea nepătrunsă. Efeseni 3:8. Ea ne face să privim toate cele ce se văd ca țărână și fum. 11. Credința în Hristos ne dă puterea nu numai să disprețuim plăcerile vieții, ci și să suportăm și să răbdăm toată ispita care vine asupra noastră prin întristări, necazuri și nenorociri, până va vrea și ne va cerceta pe noi Dumnezeu. Căci răbdând, zice, am așteptat pe Domnul și a luat aminte la mine. Psalmul 39:1. 12. Cei ce își pun părinții, în vreo privință mai presus de porunca lui Dumnezeu, nu au dobândit credința în Hristos. Ei, desigur, sunt judecați și de conștiința lor dacă au o conștiință vie a necredinței lor. Căci e propriu credincioșilor să nu calce în nicio privință porunca Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 13. Credința în Hristos, adevăratul Dumnezeu, naște dorința după cele bune și frica de chinuri. Iar dorința celor mai înalte și frica de chinuri aduce păzirea întocmai a poruncilor. Păzirea întocmai a poruncilor învață pe creștini să-și cunoască neputința lor, iar cunoașterea neputinței noastre adevărate naște aducerea minte de moarte. Cel ce și-a făcut-o pe aceasta însoțitoare de viață va căuta cu osteneală să afle ce soartă va avea după ieșirea și plecarea din viața aceasta. Iar cel ce se străduiește să cunoască cele viitoare, e dator întâi de toate să se lipsească de cele de acum. Căci cel ce e stăpânit de împătimirea față de acestea, până la cel mai neînsemnat lucru, nu poate dobândi cunoștința desăvârșită a celora. Iar dacă prin bunăvoința lui Dumnezeu va gusta puțin din ea, de nu va părăsi de grabă cele de care și în care este ținut prin împătimire și nu se va preda în întregime acestei cunoștințe,
nemai primind să cugete de bunăvoie la nimic altceva afară de ea, se va lua de la el și această cunoștință pe care socotește că o are. Luca 19:26. 14. Lepădarea de lume și retragerea desăvârșită, însoțită de înstrăinare de toate mijloacele, obișnuințele, socotințele și de persoanele din viață, și lepădarea de trup și de voie, se fac pricină de mare folos celui ce s-a lepădat în scurtă vreme așa de fierbinte. 15. Dacă fugi de lume, ia seama să nu dai sufletului mângâierii la început și să o cercetezi pe aceasta, chiar dacă te silesc să faci aceasta toate rudenile și toți prietenii, căci pe ei îi îndeamnă la aceasta demonii pentru a stinge căldura inimii tale. Chiar dacă nu-ți vor putea împiedica cu desăvârșire hotărârea, ei o vor face cu siguranță mai moale și mai slabă. 16. Când te vei afla față de toate dulcețile vieții cu suflet bărbătesc și neînduplecat, demonii înduioșează rudenile și le fac să plângă și să se jelească în fața ta pentru tine. Că acesta este adevărul, vei cunoaște dacă tu vei rămâne neclintit și în fața acestei ispite, căci îi vei vedea pe aceia aprinzându-se deodată de mânie și de ură împotriva ta și depărtându-se de tine ca de un dușman, nemai vrând să te vadă. 17. Văzând supărarea ce s-a iscat pentru tine în părinți, frați și prieteni, să râzi de dracul care a pus la cale să se facă acestea împotriva ta și cu frică și sârguință multă, retrage-te și roagă pe Dumnezeu cu stăruință ca să ajungi de grabă la limanul bunului părinte, la care, ajungând sufletul tău ostenit și împovărat, el îl va odihni. Căci multe pricini de primejdi și de ultimă pierzanie cuprinde marea vieții. 18. Cel ce vrea să urască ispitele lumii e dator să iubească pe Dumnezeu din tot sufletul și să-și aducă pururea minte de El. Căci nimic altceva nu ajută ca acestea să părăsești toate cu bucurie și să te întorci de la ele ca de la niște gunoaie. Nu vrei să mai rămâi în lume pentru pricini binecuvântate sau neîntemeiate, ci îndată ce ai fost chemat, ascultă de grabă, căci de nimic altceva nu se veselește Dumnezeu așa de mult ca de repeziciunea noastră, fiindcă mai mare este ascultarea imediată cu sărăcie decât întârzierea cu mulțime de bunuri. 20. Dacă lumea și cele din lume trec toate, iar Dumnezeu este singur nestricăcios și nemuritor, bucurați-vă toți câți ați părăsit pentru El cele stricăcioase. Iar stricăcioase sunt nu numai bogăția și banii, ci și toată plăcerea și bucuria de păcat este stricăciune. Numai poruncile lui Dumnezeu sunt lumină și viață. De toți sunt numite așa. 21. Dacă ai primit, frate, flacăra și alergând ai ajuns din pricina ei la chinovie sau la un părinte duhovnicesc, de vei fi îndemnat de el sau de frații care se nevoiesc împreună cu tine, să te folosești de băi sau de mâncăruri sau de alte mângâieri pentru întărire, să primești acestea, dar fii totdeauna pregătit pentru post, pentru pătimire, pentru înfrânarea cea mai deplină. Că de vei fi îndemnat de părintele tău întru Domnul să te împărtășești de mângâieri, să te afli ascultător aceluia, ca voia ta să nu o faci nici în aceasta. Iar de nu, rabdă cu bucurie cele ce ai vrut să le faci de bunăvoie, folosindu-te sufletește. Căci păzind aceasta, vei fi pururea întru toate postind și înfrânându-te și ca unul ce te-ai lepădat cu voia întru totul. Ba nu numai atât, ci vei păstra nestinsă și flacăra aflătoare în inima ta, care te silește să disprețuiești toate. 22. Când dracii vor face toate din partea lor și nu ne vor putea clinti sau împiedica de la ținta noastră cea după Dumnezeu, se vor furișa în cei ce fățăresc evlavia și vor încerca să împiedice prin aceea pe cei ce se nevoiesc. Mai întâi mișcați chipurile de dragoste și de compătimire, aceștia îi vor îndemna pe cei ce se nevoiesc
să se odihnească spre a nu slăbi trupul și a cădea în lâncezeală. Pe urmă îi atrag la întâlniri fără folos, făcându-i să-și piardă zilele în ele. De va asculta vreunul dintre cei ce se nevoiesc și se va potrivi lor, se vor întoarce și vor râde de pierderea lui. Iar de nu va asculta de cuvintele lor, ci se va păzi pe sine străin de toate, cu mintea adunată și înfrânată în toate, se vor aprinde de pismă și vor face totul până ce le vor alunga și din obște. Căci nu suferă slava deșartă cea necinstită să vadă în fața ei smerenia lăudată. 23. Iubitorul de slavă deșartă suferă când vede pe cel smerit la cuget vărsând lacrimi și folosindu-se îndoit, ca unul ce își face pe Dumnezeu milostiv prin ele și silește pe oameni să-l laude fără voie. 24. Odată ce te-ai predat pe tine întreg părintelui tău duhovnicesc, să știi că ești ca un străin față de toate care te atrag în afară, oameni, lucruri și bani. Fără de el, nimic să nu voiești să faci, ori să împlinești în privința acestora. Dar nici să nu ceri de la el vreun lucru mic sau mare, dacă nu-ți va porunci el însuși, din propria socotință, să iei ceva, sau nu-ți va da el cu mâinile sale. 25. Să nu dai milostenie fără voia părintelui tău după Dumnezeu din bunurile ce i-ai adus, dar nici prin mijlocitor să nu voiești să iei ceva din ele fără voia lui, căci e mai bine să fii sărac și străin și să asculți decât să risipești banii și să dai celor lipsiți când te afli începător. Predă toate cu credință neștirbită hotărârii părintelui duhovnicesc ca în mâna lui Dumnezeu. 26. Să nu ceri și să nu iei niciun pahar cu apă, chiar de s-ar întâmpla să arzi, până ce nu te va îndemna, mișcat de la sine, părintele tău duhovnicesc. Strânge-te pe tine și constrânge-te în toate, încredințându-te și zicând în gând, dacă Dumnezeu vrea și ești vrednic să bei, va descoperi părintelui tău și acesta îți va zice ție, bea. Și atunci, bea cu conștiința curată, chiar de la vreme nepotrivită. 27. Cel ce a cercat folosul duhovnicesc și a dobândit credință nemincinoasă, luând pe Dumnezeu ca martor al adevărului, și-a zis, mi-am pus în mine gândul să nu cer părintelui meu nici să mănânc, nici să beau, sau să mă împărtășesc de ceva fără el, până ce nu-i va da de știre Dumnezeu și îmi va porunci mie. Și făcând așa, niciodată, zice, n-am fost împiedicat de la scopul meu. 28. Cel ce a dobândit credință neîndoielnică față de părintele său după Dumnezeu, privindu-l pe el, socotește că privește pe Hristos însuși. Și fiind cu el sau urmând lui, crede cu tărie că este cu Hristos sau urmează lui. Unul ca acesta nu va pofti niciodată să vorbească cu altcineva. Nu va pune vreunul din lucrurile lumii mai presus de amintire și de dragostea lui, căci ce este mai mare și mai de folos în viața de față și în cea viitoare decât a fi cu Hristos? Și ce este mai frumos și mai dulce ca vederea lui? Iar dacă se învrednicește și de grăirea lui, scoate din aceasta cu sârguință viață veșnică. 29. Cel ce iubește din simțire lăuntrică pe cei care îl vorbesc de rău sau îl nedreptățesc sau îl urăsc și îl păgubesc și se roagă pentru ei, Matei 5:44, ajunge în scurtă vreme la o mare sporire. Căci făcând aceasta într-o simțire a inimii, își coboară țocotința în adânc de smerenie și în izvoare de lacrimi, în care se scufundă cele trei părți ale sufletului. Acela urcă mintea în cerul nepătimirii și o face văzătoare și prin gustarea bunătății de acolo ajunge de socotește toate ale vieții de aici, gunoaie. Și însăși mâncarea și hrana nu mai primește cu plăcere și des. 30. Credință neîndoielnică dovedește cel ce cinstește cu evlavie ca sfânt până și locul în care viețuiește călăuzitorul și părintele său.
el ia praful de pe picioarele aceluia cu dragoste fierbinte în mâini, să-l pună pe capul său și unge cu el pieptul său, ca și cu un leac curățitor al patimilor și al păcatelor sale. Iar de el nu îndrăznește să se apropie, nici să atingă vreo haină sau vreun acoperământ al lui fără voia sa. Dar atingând ceva din ceea ce îi aparține aceluia, o face aceasta cu frică și cu respect, socotindu-se pe sine nevrednic nu numai de vederea și de slujirea lui, ci și de intrarea în chilia lui.